Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru o nouă provocare de nota 10. Vă aruncă Mănușa, Marina Almășan și Claudiu Blond. Bună ziua! Bine v-am găsit! Marți, 3 ceasuri rele. Chiar dacă sunt rele, oricum spunem Hristos a înviat. Bun, curajul de a lua de la capăt. Trei ceasurile s-au dus de dimineață. Acum deja sunt numai alea bune, bune precum subiectul. Răul este un prilej de lucrare. Fără teamă, mergem înainte. Așa, pentru că înainte era mai bine. Nu. Ieri am lansat o temă foarte interesantă, pe care clar n-am epuizat-o, pentru că sunt atât de multe exemple în jurul nostru de oameni care au avut curajul să o ia de la zero. Și o invitație pentru noi toți de a o lua de la capăt. Chiar bine, dacă asta, eu rămân în domeniul meu de... Există o lucrare, o atenție la detalii, ca eu mă aflu pe un drum, dar pot înnoi constant ceea ce fac, chiar dacă rămân, cum se spunea ieri, în mica mea cutie. Aia de la nu știu cât mai departe. Atunci un zero cu apostrof. Am citit o groază de exemple și pe internet. Citam la un moment dat, nu știu dacă ai tu, Costin, pregătit articolul pe care îl discutați înainte de emisiune, un tânăr din Sydney a renunțat la meseria de IT-ist, meserie bine plătită peste tot, din câte știu eu, pentru a deveni escortă de lux. Deci peste noapte a zis, gata, eu nu mai vreau calculator, vreau să câștig banul altfel. Asta, deci, asta vine de la îmi bag picioarele în... Măi, 350 de dolari pe oră, măi. M-aș băga și eu, dar nu cred că am, nu cred că am ostromentele la mine. Îți trebuie ceva dotare pentru așa ceva. Deci, am și eu un caz, dar doar îl comentez, nu dau imagini, că am zis să nu exagerăm. O doamnă avocată în Brazilia care s-a hotărât să facă meseria aceea pe care a făcut-o și Maria Magdalena, respectiv să bucure bărbații cu corpul ei. Asta ca să nu te lași mai prejos și tu să Zici să fii la egal, ceva de rău de femei. Da. Eu nu-mi schimb rolul, rămân aici al lepto, să știi. Deci nu. Și la un moment dat o cercetare în piață, erau foarte mulți... Am mai găsit și alte vedete de la noi. Uite, de exemplu, Anca Badiu, o am aici în articol, a renunțat la cântat și se mândrește că face tranzacții cu cartofi și mere. Cu ce? De exemplu, cu cartofi și mere. Senzațional. Uite, de exemplu, Janina... Gianina Ilieș de la, de la un alt post de televiziune a renunțat la celebritate și acum are un salon de înfrumusețare. Mai am aici un regizor care a renunțat la cariera de televiziune de peste 30 de ani pentru a vinde ceramică de conrond în piața Obor. Este vorba de regizorul Gabriel Bucnar. Și mai am și pe... Prieten, Mihai Coadă, marele actor Mihai Coadă, care nu mai este la teatrul Toma Caragiu din Ploiești pentru că a devenit preot. Deci, foarte fiecare astfel de schimbare spectaculoasă, cu siguranță care o motivație foarte întemeiată. Că vă vezi că punctat, nu pur și simplu se plictisește lumea să fie, nu undeva, știu ce și... S-a punctat undeva că aparținem unei generații care a fost într-un fel motivată sau direcționată de către părinți și mai în spatele părinților era partidul Ceaușescu. Bă, nenicu, pe acolo trebuie să iei. Trebuie să faci școală, trebuie să-ți iei diplomă. Și l-ai auzit pe Dragoș. Spunea, eu aș fi făcut volei, dar mi-a spus, nu, nu, lasă volei, eu lasă sportul, eu frumos te duci la medicină. Doctor. Și după care Dragoș de la medicină și 4 ani ca medic în Germania s-a agresat spre altceva. Și invitații noștri de astăzi la fel. Să-ți povestesc eu despre invitata mea care are un destin spectaculos. A început să lucreze la 16 ani într-o firmă de import. La 18 ani era surveillance într-un casino bucureștean. Adică avea grijă să fie totul în regulă. La vârsta de 20 de ani a început prima sa afacere, compania pe care o conducea, devenind cel mai important exportator de fier vechi din România. Cu siguranță această parte a CV-ului nu vă ajută să ghiciți cine vine astăzi în platou, femei de 10, bărbați de 10, căci notorietatea invitatei noastre vine din cu totul altă direcție. A știut să pornească de la zero și să ajungă sus. Adina Buzatu, celebrul designer. Bună ziua, bună ziua.
Noroc cu voi, ne mai vedem, că uite, mi-era dor. Credeam că norocul noi că-ți mai amintești și tu ce de lucruri ai făcut în viața. Da, dar am făcut mult mai multe decât ați povestit deci voi. Deci tu ai luat de la zero în continuu. În continuu, da, de multe ori de la zero absolută, la când nu mai e nimic, zero, zero, zero. Înseamnă că o să ai ce povesti astăzi împreună cu... Da, am și un om de 10. S-a născut la Botoșani și deodată a plecat în Norvegia, unde și-a întemeiat o familie și s-a asezat la propriu, la casa lui, vreo 20 de ani. În 2010 a venit Eurovisionul cu un meritoriu loc 3, câștigat alături de Paula Selling, și lucrurile s-au schimbat din nou pentru cetățeanul norvegian Jacobsen. Dacă în bine sau în rău, mai ales dacă regretă schimbarea de macaz, aflăm chiar astăzi de la Ovi. Bună! Bine v-am regăsit, Marina, ce bucurie să te revăd ca de obicei. Da. Și pentru noi singule. Am împărțit cu echipa aceasta și cu Ovi un superb Eurovision la Oslo acum mulți ani. Ei, dar să nu uităm că doamna Marina a fost... Lasă doamna Marina, hai! Marina a fost cu noi atunci, cea care ne-a dus pe culmine. Hai pe canapea! Hai pe canapea! Cu parte din succesul nostru, deci... E foarte bună la deci așa ceva. Deci, Radina, te rog să iei loc. Mersi. De fapt, ce eu am făcut parte din echipa atunci, stai. Ținuta, da, nu? Da, chiar, da. Dina ți-a oferit una din variante. Da, eu, nu mai știu cum a fost. Nu mai știu, da, povestea, nu. Așa este. Deci a fost o echipă de excepție. Am și acum, dacă nu mă înșel, cămașa pe care... Am îmbrăcat-o pentru muzeu, da. Am niște amintiri de genul ăsta de când m-am urcat pentru prima oară pe o scenă. Deci asta mai ales o vei păstra, dai seama. Da, și Marina care a fost alături de noi, a fost șefa delegației. Marina, eu vreau să vă spun și o să vi prezentăm imediat împreună cu Claudiu, că mai avem doi invitați. Sigur, nu sunt persoane publice, dar cu siguranță după prezența la această emisiune vor deveni vedete. La fel, destinul lor, viața lor, s-a răsucit la un moment dat cu 180 de grade. Și de unde erau niște oameni așezați, cu meserii obișnuite, astăzi îi regăsim într-o cu totul altă parte a universului, ca să spun așa. Am să vi-l prezint pe domnul acesta portocaliu în carouri, care la origine a fost jurist, o meserie foarte frumoasă, s-a chinuit cu o facultate de loc ușoară, iar acum este instructor de sauna. Și o să vă povestească domnul Sebastian Borleștean cum anume s-a întâmplat, nu acum, deocamdată doar vă prezent, cum anume s-a întâmplat această spectaculoasă schimbare de macaz. Și Sorin Oprișor, ca Onișor, scuză-mă, iartă-mă, în orice caz vreau să spun, faci niște poze senzaționale. M-am documentat astăzi, datorită faptului că ne cunoșteam, și apreciez foarte mult faptul că sunt atât de vii. Să fotografiezi instantaneu. Dar interesant este că... Dar am înțeles că ai renunțat la catedra de istorie. Bun. Avem ce discuta. Iată oameni care acum, au... nici nu mă miră în alte domenii. La modul în care funcționează și funcționa învățământul din România, nici nu mi se pare de mirare că profesorii își caută alte drumuri prin viață și renunță la ceea ce probabil și-au dorit în copilărie să facă. Dar mă rog să nu ne întristăm și să pornim la drum. Adina Buzatu a spus acum câteva minute că ea a dezvoltă un pic, că ai spus am făcut mai multe decât. Am făcut enorm de multe lucruri. Cum era 0 la 0, ce a însemnat pentru tine un moment de 0-0 barat? N-am avut un leu. Deci un leu, efectiv. Am avut niște situații, nu contează, că se întâmplă în viață, despărțiri, treci prin multe. M-am despărțit și de asociata mea la un moment dat și am fost 0 barat. De 0 însemnând că, nu știu, n-aveam bani să-mi cumpăr un covrig, poftim. Și mai mult decât atât, nici posibilitatea să cer cuiva sau să spun cuiva, pentru că până și părinților mei, dacă le-aș fi spus, cred că ar fi făcut atac de panică, pentru că eu eram tot timpul puternică, dinamică, o persoană care rezolva totul, la învingătoare. La 18 ani mi-am cumpărat primul apartament. Ei. Munceam, făceam și cum să mă duc și să spun, știi ce, eu am pierdut tot. Și nu mai am nimic și n-am bani să-mi pun benzina în mașină și n-am bani să mă duc la biserică să dau un acatist. Deci e cumplit. Și după momentul ăla te-ai apucat de altceva sau ai revenit tot în România? M-am apucat de cu totul altceva. De cu totul altceva. De cu totul altceva, da. Asta este, se întâmplă în viață. În schimb, ideea e să nu cedezi.
orice ți se întâmplă, nu lua negativ. Și știu că sună ciudat când ești într-o situație, dacă spune cineva asta, cred că îi dai și un punct. Dar realitatea este că nu te ajută nici să urăști pe cineva, nici să învinovățești pe cineva, nici măcar pe tine. Că, sigur, toți facem greșeli și ți se întâmplă lucruri în viață ca urmare a ce ai făcut înainte. Mă rog, sunt toate lucrurile legate, nu? Și atunci trebuie să te așezi puțin, să respiri bine așa cum fac eu, ghinii, te așezi în poziție și zici ce facem de azi înainte. Nu te ajută să suferi după ce a fost. Am avut aia, nu mai am, am pierdut nu știu ce. Chestia asta îți consumă energie foarte multă și în loc să ai energie să pleci mai departe, tu stai și bocești și te gândești la trecut. Nu știu, vorbești și de o relație, vorbești și de pierderi financiare, vorbești de orice. În viața asta, orice ți se poate întâmpla, trebuie să zici gata, asta a fost, tragem linie, care e situația acum? Suntem în situația asta, avem asta, avem asta și avem, uite, o dramă, nu știu, o boală, o lipsă. Mergem cu ea mai departe, că viața e frumoasă. Cum ne repliem? Și încep să-ți faci un drum. Eu așa am făcut de fiecare dată și crede-mă că de multe ori m-am mus și eu nu știu cum rezolv sau cum rezist sau cum... Dar eu tot timpul râd. Cu Sara, fiica mea, tu o cunoști, de fapt și tu o cunoști, da. Avem o relație foarte frumoasă și de câte ori ni se întâmplă câte ceva, avem un mod din ăsta de a glumi și de a zice, lasă, că până la urmă noi două împreună ce? Și asta e, ne așezăm în fund pe jos și mâncăm pâine cu apă și care e problema, că ne descurcăm. Și atunci chestia asta te motivează. Ce lecție frumos. De pozitivism, da. Super. Exact, femeie puternică, într-adevăr. Ovid, eu știu de tu provii dintr-o ceva familie timp, da, și tu ne știi, da de, tu provii dintr-o familie de români jet-be-jet. Exact. Oameni simpli, nu ești copil de miniștri, nici de copil de bandata. Copil de bandata. Nu, nu. Și la... Opa, cineva ne face poze. Mă bucur, chiar mă gândeam. Și la un moment dat... și acum o să ne spui și de ce. Ai zis, eu nu mai vreau să trăiesc în România, mă duc în altă parte să-mi caut norocul. Și ai luat-o de la zero, într-o țară, nu aici prin apropiere, pe unde mai mergem și noi prin vacanțe. Într-o țară despre care nu știu dacă tu știai mare lucru când și cu o limbă grea. Nu, când eram în... pe vremuri când mă gândeam la Norvegia, era o chestie foarte... Foarte departe. Departe, așa. Domnul Mișor, să știți, dumneavoastră puteți să faceți în continuare poze. Avem liber de la doamna regizor Lumița Dumitrescu. A spus că puteți să vă simțiți ca acasă. Așa. Traseul a fost interesant. Eu am fost probabil foarte apropiat ca fel de a fi, din ce aud și de ce ne-a povestit Adina. Am fost un tip foarte pozitiv și am avut curajul să mă urc în toate trenurile care au intrat în gara mea. Mai exact de la Botoșani am venit în București. Am așteptat momentul potrivit. A venit un alt tren. Am plecat în Japonia un an de zile alături de Virgil Popescu și o trupă foarte bună din București. La 19 ani am făcut 20 de ani în Japonia. Fiind acolo am primit acest telefon dacă eram interesat să continui profesia mea muzicală în Norvegia. Ei bine, în anii 90, cum știți, nu prea vei ce să mai faci pe aici. La un moment dat, prima emisiune la care am fost vreodată eu invitat a fost tot la Marina Amășan. Ei, acum tot la ceaiul de la ora 5, nu, dar interesant că face parte din această poveste. Și la vremea respectivă, Joey Dalvare, care era un promotor showbiz românesc. Și este, da. S-a mai retras un pic ce drept acum. El mi-a propus atunci să rămân în țară și să continui o carieră muzicală. Crina Mardare, când m-a ascultat, mi-a zis, ești foarte talentat, n-ai ce să cauți aici. Du-te. În anii 90 era gri, era totul... Nu prea aveai ce să faci. Da, eu am avut... Ai tăi ce spuneau? Ai mei? Ce și-ar fi dorit ei? Ai mei m-au încurajat oarecum. Eu m-am crescut într-o familie foarte echilibrată, cu nu mi-a lipsit nimic. N-am fost... nimeni nu m-a forțat să fac aceste... Să plec în această aventură. Și curajos fiind, eu cred că și ambițios am reușit să dau curs acestui traseu. Odată ajuns în Norvegia, evident, s-a întâmplat și restul. Nu, a fost... Eu am fost un tip norocos. Deci aceste trenuri au venit, m-am urcat în tren, am dat de oameni foarte importanți de-a lungul timpului, de-a lungul vieții, care m-au susținut. Zi tu momentul zero. Că asta vorbim. Ai luat-o de la zero. Deci limbă nu știai. Nu, în Norvegia. Norvegia, în Norvegia, la vremea respectivă, în anii 90, evident, toată lumea în
scandinavă, vorbește foarte bine engleză, deci dacă așa dorești să stai fără să înveți limba, poți să o faci. Dar în momentul în care m-am căsătorit în 2001, atunci am zis cu că... Cu o norvegiancă. Cu Kitty, care acum este printre noi în România, da, o norvegiancă, mi-am propus să învăț limba pentru că altfel te integrezi într-o cultură străină, dacă le înțelegi altfel tot. Nu știu dacă ăla a fost momentul zero, dar a fost unul din momentele zero, să spun așa. Eu am cam dat reset așa de-a lungul timpului ce privește viața mea și repet, am fost curajos, nu m-a speriat nimic. Adică n-ai avut niciodată sentimentul că mai parcă totuși mă întorc acasă, parcă era mai bine acolo, fiind Norvegia cum e, dar... Întoarcerea în România nu a fost opțiunea mea, nu a fost decizia mea, prin prisma succesului pe care l-am avut împreună cu Paula în 2010, veneam foarte mult în România, aveam concerte. Soția la un moment dat mi-a zis, ești foarte mult acolo, nu, dacă tot ești în România și ai succes, de ce nu ne mutăm în România? Și am spus, stop. Una este să te duc eu în vacanță în România, să vezi Marea Neagră, Delta, știu eu ce și unde te mai duc, și alta este, și altă provocare este să locuiești acolo, cu familie, cu copii, cu... Și mi-a dat o replică foarte interesantă. A zis, bun, dar dacă o să ne întoarcem în timp, când avem 60 de ani și o să ne amintim de momentul ăsta și o să spui ce rău îmi pare că nu am încercat atunci. Ori, plecând de la premisa că suntem norvegieni, eu sunt și norvegian ca și cetățenie, a zis, bun, mergem un an, doi, ne place, dacă nu, ne întoarcem înapoi. Salteaua norvegiană era acolo, săream de la balcon și cădeam pe moale. S-au făcut 7 ani de când am luat această decizie și iată-ne tot aici. Ea e îndrăgostită de climă, de oameni, de multe lucruri. Deci, ce să zic? Oricum, de la amândoi se aude o temă foarte frumoasă și pledoaria pe care o faceți, că tu ai spus curaj și noroc. În orice caz, la amândoi găsesc o temă în care cred și eu destinul. Îmbrățișează-ți destinul, care se poate numi un tren care, hai să mă urc, foarte frumoasă Kitty care s-a spus, dacă facem 60 de ani și o să zici de ce n-am încercat-o, măcar te duci, am încercat, am văzut, o pun deoparte. Sau și varianta a tine, doamne, orice o fi ce, mă așez aici pe stradă, mâncăm o pâine cu apă și ne punem mintea la lucru și vedem pe unde o luăm. Și doi, nu te crampona, de multe ori avem tendința să ne rugăm, nu știu, Doamne, ajută-mă să obțin nu știu ce, sau să ajung nu știu ce, să fac, să fiu cu nu știu cine, o grămadă, nu te ruga niciodată așa și nu-ți dori asta, dorește să ți se întâmple lucrurile conform destinului tău, conform, nu știu, cum îți e mai bine. Dacă vrei, pune așa, Doamne, ajută-mă să-mi fie bine, să rezolv toate situațiile, pentru că de multe ori îți dorești ceva și, de fapt, acel ceva, dacă se întâmplă, e o nenorocire exact, pentru tine. Se poate abate. Uite, vreau să te întreb, tu înainte de a fi designer, fix înainte de a fi designer, ce ai fost? Stilist. Da. Stilist. Ce ai fost? Înainte de asta am lucrat la o cea mai importantă companie de telefonie mobilă. Și eram sales, vindeam foarte bine. Deci nicio legătură cu moda. Nicio legătură, absolut. Bun, în schimb, de ce ai plecat de acolo și de ce ai început din coace? Pentru că eu am luat acel job, da. Eu mi-am luat acel job imediat după ce am născut. Era saramică, eu nu puteam să stau acasă, sunt o persoană foarte activă, simțeam așa că mă plafonez, că intru în depresie și am simțit nevoia să-mi iau un job. M-am angajat, am lucrat o perioadă de zero. Timp. Clar, întâi colectam bani. Deci asta a fost primul meu job acolo, colectam bani, m-au angajat să colectez bani, am învățat cum, ce, eu eram cea care vă suna și vă certa că nu vă plăteați facturile, după care am ajuns sales, da, la aceeași companie de telefonie mobilă, după care am decis să nu mai fac asta și să-mi deschid propriul meu business. Dar a fost pentru că nu s-o obișnuită, nu știu, niciodată n-am avut un program fix. Eu muncesc foarte mult, dar nu s-o obișnuită cu 8-5, de exemplu. Mă dă peste cap chestia asta. Eu sunt pești, sunt visătoare, sunt creativă, trebuie să mă las să fac lucrurile cum simt eu. Dacă azi am chef să fac 20.000 de lucruri, le fac. Așa lucram și la acea companie. Aveam niște norme, bineînțeles, toți, și eu făceam normele pentru 5 zile într-o zi, după care 2 zile nu mai făceam. Da, și nu e ok într-o corporație, nu așa se lucrează. Eram foarte bună, apreciată, colegii, mă rog, erau minunați, dar am decis să merg pe cont propriu așa cum eram obișnuită, pentru că simțeam întotdeauna și nevoia de ce să modă? Fiu cea care era la modă?
Mă, nu, nu era deloc la modă, cum? Deci chiar nu era la modă pe vremea, nici nu ne gândeam, nu știu, eu vorbesc de acum 20 de ani, sincer, adică nu era chiar o chestie pe care o face oricum, dar a fost, cum a spus și Claudiu mai devreme, destin, pur și simplu. Nu pot să spun că am visat să fac modă de când eram mică, aud chestia asta, domne, de când eram mică îmbrăcam păpuși. N-am îmbrăcat nicio păpușă, nici nu-mi plăceau păpușile, ca să fiu sinceră. În schimb, îmi îmbrăcam prietenele, le spuneam nu stă bine așa, stă bine invers și întotdeauna am avut chestia asta, mi-au plăcut hainele, mi-a plăcut să mă uit la oameni, la detalii, îmi plac detaliile și s-a nimerit pur și simplu. Și o altă schimbare enormă a fost când am început să lucrez cu bărbați, pentru că eu inițial îmbrăcam femei. Dacă vă gândiți bine, voi mă cunoașteți de când o îmbrăcam pe Angela Simila. Deci a revenit Angela Simila și atunci o îmbrăcam, deci eram stilist pentru femei. Și după aia brusc a fost așa, 180 de grade dintr-o dată. Într-o săptămână mi-am deschis magazin pentru bărbați și aia a fost. Și ai avut succes, mai ales în 2010. Și am avut succes mare. Mai ales că nimeni nu îmbrăca bărbați, deci nu la asta m-am gândit, mi-am dorit. Mă gândeam, zic, mă, uite, pe bune la asta, mă gândeam, zic, băi, se duce lumea la nuntă, ia și ia ceva și el săracu cu același costum din toată viața, are unul singur de friptură, pentru că nici nu se găseau, nici nu se punea accent, nici nu vorbea nimeni despre cum se îmbracă bărbați. Ca să știți, pe vremea când am început, eu nici nu erau modele masculine. Deci nu puteai, dacă spuneam cuiva, uite, vin și-ți fac o prezentare la nu știu ce. A, păi cu fete, nu cu băieți. A, nu. Deci, tot cum să faci prezentare cu băieți? Adică ce e prezentare cu băieți? Eu am o curiozitate. Sunt sigură că părinții tăi au fost niște oameni... Mama, profesor de matematică, director, deci, de liceu, tăi când ofițer superior. Trăiți în anii aceia, da, cu mentalitățile de atunci. Cum au receptat ei faptul că fiica lor nu merge pe o linie tradiționalistă? A, am făcut școala sau facultatea asta și o să am toată viața meseria asta. Când te vedeau că tot schimbi, azi era asta, mâine era ceva, nu? Și tu o slujbă ca lumea. Deci vii și tu la ora 4 acasă, mamă, să stai și tu cu copilul ăsta. Mamă, dar stau cu copilul, dar nu la orele la care stă omul în general, eu stau la alte ore. Dar, mamă, deci copilul ăsta ce să mai înțeleagă? Că măsa vine, pleacă, vine, pleacă, vine, pleacă. Zici că ești nebună, îmi zicea mama, de exemplu. Iar taică-miu cel mai mare șoc l-a avut când am spălat parbrize, pentru că despre asta vă povestesc acum. Aveam 14 ani, a venit un chimie din Spania, imediat după Revoluție. Și povestea, era fost mare antrenor de gimnastică acolo și le spunea băieților lui, leneșilor, copiii de milionari în Spania vând apă și la semafor și fructe. Sau spală parbriz. Eu mă gândeam, zic, apă, cred că nu cumpără nimeni, că nu era pe atunci cu apa îmbuteliată, aveam de la chiuvetă tot. Zic, apă, nu cred asta cu parbriz. Și am luat o prietenă, tot fică de profesor. Mama era profesoră chiar la școala Iancului, unde noi spălam parbriz. Deci imaginați-vă. Iar mama era director de liceu la doi pași la liceul Adexenopol. Deci eu spălam parbriz acolo. A venit un prieten de-al lui tata, fotograf, mi-a făcut o poză și arăta lui taică-mi. Taică-mi, săracu, a început să plângă. Măi, tată, ce nu ți-am dat? Haide că îți plăceau jeansii ăia, dar erau mulați, de aia nu ți-am cumpărat. Hai să mergem să ți-i cumpărăm mulați. Așa, mă, tate, zic, nu pentru jeansi. Înțelegi, îmi place ideea că, uite, fac ceva și câștig. Și câștigam 2000 de lei pe zi, eu și prietena mea, lucram 2 ore, în situația în care mama, director de liceu, avea salariul 4500. Probabil că erați îmbrăcate mai eram copii. Sumar, mai nu, nu, deci eram niște copii, dar nu era pe vremea aia cu toți care spălau și le aștepta lumea la coadă. Credeți-mă, aveam 5 mașini la semafor care așteptau și dădeau roată tot timpul și îmi dădeau 100 de lei. Deci nu vă dați seama ce bani erau 100 de lei. Și cum făceai așa cum fac tupeiștii, te bagi și începi să freci, chiar dacă respectiv... Dar cum te mărugau că li se părea? Gândiți-vă că n-ați mai pățit niciodată să vină să vă spele ceva. Și oamenii râdeau, ziceau, wow, ce fază, uite-mi și păpuștoicele astea nebune. Noi punk, eram fan The Cure, Depeche Mode, nu știu ce, cu bocanci în picioare. Adică nu vă gândiți că eram sexy și eram niște puștoice nebune cu părul prins. Și ei, vreți să vă spăl parbrizul? Da, vă rog. Și pac, stăteau la coadă. Făceam o grămadă de bani, deci era foarte tare. 2 ore de muncă, eu mă simțeam minunat. Și vreau să vă spun că am fost trendsetter și acolo, că după aia toți ăștia care vă spală vouă forțat, de la mine au venit. Au adus meseria la un alt nivel. Da.
Mulțumim companiilor care ne ajută în fiecare săptămână și în fiecare zi să intrăm în casele dumneavoastră și să vă aducem astfel de invitați de 10. Eu voi mulțumi în mod special farmaciei Inimii, Catena, sponsorul nostru principal. Este alături de noi și de telespectatorii noștri cu produse de calitate pentru sănătate, dar și pentru frumusețe și cu sfaturi pe care le puteți primi de la orice angajat Catena în momentul în care intrați într-o farmacie. Iar eu voi mulțumi companiei Conari, numărul 1 în România în vânzarea vinurilor, producători de vinuri din soiul românești, dintre care două unice în lume, Grasa de Cotnar și Frâncușa. Confirm și eu, sunt și eu fan. Și eu sunt fan. Cel mai bun prieten al familiei dumneavoastră este Nufărul, da? Oferă nu numai servicii de curățat și spălat, știm de ele de când suntem mici, dar și numeroase produse utile pentru casă, pe care astăzi le puteți achiziționa din centrele Nufărul. Mulțumim Herbagen, dezvoltă de 24 de ani produse cosmetice cu ingrediente naturale sau organice, fără parabeni, care conțin peste 50 de substanțe active de ultimă generație. Calitatea acestor produse, recunoscută internațional, are efecte vizibile de îmbunătățire a aspectului pielii. Astăzi, zeci de produse Herbagen îngrijesc delicat tenul, pielea corpului și părul. Vi le recomandăm cu drag, fiind și un brand național cu care ne mândrim. Și tot astăzi se adună asupra Bucurat de produsele Herbagen. Pentru că ei n-au trebuit să împartă. Gata, te-ai aranjat destul cu produse mai bine Herbagen. De mâine, acum mai bine. Intră în bucătărie, unde vei găsi condimentele de la Fux, pe care le găsim și noi în fiecare ediție pe masa sponsorilor noștri. Mulțumim companiei Fux pentru condimente și baza pentru mâncăruri pe care ni le oferă. Și mulțumim BES, produse de îngrijire a părului. Dacă spui BES România, spui de 20 de ani frumusețe, știință, prestanță, calitate, respect. Într-un cuvânt, în fața dumneavoastră, aveți un brand și o afacere de succes. Înainte de a trece la invitații noștri speciali din colțul acela, vreau să te întreb, tu ai doi băieți, deja măricei. Da. Care sunt sfaturile? Tu ai trecut prin viață și ai, cum să spun, ai înfruntat viața, pentru că nu ai avut totul întins în fața ta, așa, ca un câmp de flori. Ce sfaturi le dați, tu și soția ta, băieților tăi? Ce ai vrea să facă ei în viață? Spre ce îi îndrumi, încurajezi? Noi am mers pe ideea că doar îi ghidăm să aibă educația potrivită și fără să forțăm vreo direcție anume spre care să meargă ei de acum încolo. Și se pare că lucrurile dau roade, pentru că cel mic îl simt, are talent muzical, deja este, da. E mai rebel așa și trebuie să avem grijă un pic de el. Cel mare îi seamănă foarte mult mamei. Este stilul ăsta norvegian, serios, rațional. Ia note mari fără să tragi de el. Probabil el va pleca în Norvegia să facă liceul, pentru că iarăși încă vedem niște diferențe aici față de români. Vorbesc limba? Noi vorbim doar norvegiană. Asta a fost regula numărul 1 de când ne-am mutat în casă și acum ei vorbesc trei limbi la perfecție. Adică se întoarce la mine și vorbește, dacă sunt eu în românește sau cu bunica, cu mama mea, vorbesc în engleză iarăși foarte bine și norvegiana, care oricum e limba lor maternă. Cum se spune femei de 10 bărbați de 10 în norvegiană? Kvinne, kvinne o ti menn. Wow, e mai ciudat, e mai greu de tradus. Dar ce sport al minții. Și pentru tine este și pentru... evident că să înveți o limbă, da, în plus să te ajută. Se spune că e cea mai bună soluție să nu ajungi la Alzheimer, da. Să înveți o limbă străină la fiecare 5 ani, nu știu, cu cât înaintezi în vârstă. Și deci, practic de la zero, putem să începem cu norvegiană. Mai e un avantaj al unei limbi, odată asimilat o limbă nordică, și faptul că odată ce știi norvegiană, poți să înțelegi cu un suedez sau cu un danez. Destul de ușor. E foarte interesant.
mulțumim pentru informații. Am văzut niște fotografii superbe. Cred că le-ai văzut și tu, Claudiu. Da, le-am văzut. Deci sunt senzaționale. Dacă regia le are pregătite, o să le vedeți și dumneavoastră imediat. Deci Sorin Onișor, nu știu, mie mă doare sufletul să spun că a făcut bine că a renunțat la catedră. Pentru că orice profesor care pleacă de acolo unde a fost hărăzit să fie, e o înfrângere a noastră până la urmă, a societății în care trăim. Domnule Onișor, de ce v-ați supărat pe școala românească sau pur și simplu v-ați plictisit să fiți profesor și ați vrut altceva? Nici nu m-am supărat, nici nu m-am plictisit. Însă, cum am auzit și până acum, a fost un moment de cotitură, a fost un moment când trebuia să iau o hotărâre. Am făcut o grămadă de ani de școală, apoi mi-am ales o meserie frumoasă și nobilă, cea de dascăl. M-am îndreptat spre tot spre sat. De ce? Și pentru că am crescut la țară și dintotdeauna am fost îndrăgostit de... Și de ce v-ați ales meseria asta? A fost o tradiție în familia noastră? O tradiție sau în familie, am crescut în școală, mamă, tată, profesor, director, diriginte, profesor de sport. Am crescut pur și simplu în școală și mi-a plăcut tare mult atmosfera de acolo. Oricum, în timp, școala asta cam depreciat, însă povestea asta de școală la țară și de dască la țară e o poveste frumoasă. Nu avem noi timp să o dezvoltăm acum, dar am ales această carieră și am ales o școală dintr-un sat din Câmpia Bănățeană, strategic așezat între dealurile Buziașului, râul Timiș, râul Pogăniș. Știind dinainte că e o zonă frumoasă, am ales acea catedră, am fost titular acolo vreme de 10 ani de zile și mi-a plăcut tare mult, am iubit satul, copiii m-au iubit pe mine. A fost foarte frumos, dar... Unde s-a rupt filmul? S-a rupt filmul pentru că, așa cum a spus la început, învățământul încă nu este considerat adevărat al lui valoare, din păcate, în țara asta. Așa că după 10 ani de zile aveam o grămadă de vise pe care nu puteam să mi le îndeplinesc. Vreau foarte mult să călătoresc, vreau să fac o grămadă de lucruri. Studiasem mult, citisem foarte mult și visam foarte mult. Iar după 10 ani de zile mi-am dat seama că niciodată nu o să pot face ceea ce mi-am propus, așa că m-am apucat de fotografie, un prieten a avut inspirația să-mi pună în mână aparat de fotografie. În paralel cu școala? La început în paralel cu școala, nu puteam renunța chiar așa de brusc. Căzusem într-o oarecare depresie din cauza că nu puteam să mă îndeplinesc visele și un prieten a avut inspirația să-mi pună în mână un aparat de fotografiat. A fost ca o explozie, s-a potrivit perfect această pasiune la început. Ați luat-o de la zero? Absolut de la deci zero. Deci n-ați ținut până atunci niciodată, n-am ținut un aparat de fotografiat, însă mama mea e profesoară de desen, mi-a fost profesoară de desen, probabil că genetic am moștenit ceva estetic. Înclinații artistice. Mai mult ca sigur. Am crescut printre albume de artă și am tot studiat, fără să-mi dau seama că mă pregătesc pentru astfel de meserie. Povestea. A fost frumos, am studiat foarte mult și filmul, mi-a plăcut foarte mult filmul, bineînțeles că am văzut de foarte multă vreme și Faleze din nisip sau Concurs, eram fan, pizza și muzica lui Enescu, mi-a plăcut tare mult, așa că ne știm indirect de foarte multă vreme. Am studiat pictură, film și m-a ajutat foarte mult să-mi creez un simț estetic, așa că atunci când m-am apucat de fotografie, în foarte scurt timp, am văzut că fac fotografie de foarte bună calitate. Excelent. Ce și am mai constatat poveste. Că sunteți... Ce frumoasă poveste. Deși ați avut această dezamăgire cu o profesie care în România nu funcționează... Scuză-mă că sar așa, dar mai efectiv, încântătoare poveste. Sorin parcă spune nimic de a... Și se leagă într-un fel. Nimic din ceea ce ți se întâmplă nu este întâmplător. Deci o perioadă în care practica un burete este o comandă care se dă nouă actorilor să fii ca un burete, să te îmbibi de relația cu personajul, cu partenerii, cu textul. Te îmbibi, te îmbibi, te îmbibi și la un moment dat se produce declicul. Și uite ce frumos moment și acel prieten al tău care ți-a dat aparat, nici nu se gândea. Deci a venit o mână a destinului de care spune gata, te-ai cop destul. Uite ce poză frumoasă. Super. Da, super. Că într-adevăr nimic nu este întâmplător. Eu știu de povestea lui Sorin, de la un mai tânăr decât noi, amic de-al meu, care este specialist pe social media și te-a ascultat vorbind undeva, Sorin, nu mai știu, mi-a și povestit și mi-a zis că ești un tip foarte interesant, că uite, profesor de istorie, care acum face fotografie și nu știu ce, nu știu cum. Deci nu o persoană care te cunoaște foarte bine, ci o persoană care pur și simplu știe de povestea ta, ca să vezi ce mică e lumea. Sorin, sunt superbe fotografiile. Mă topesc. Mai mult decât atât, începusem să spun că domnul Onișor este un îndrăgostit de România, ceea ce rar mai găsești în zilele noastre. Vai, ce frumos. Copiii dumneavoastră, dacă nu mă înșel, se numesc Mara și Mureș.
Da, deci ce vreți exemplu mai grăitor? Maramureșul a fost prima mea dragoste în domeniul fotografiei. Mi-a plăcut de la început să apărămânesc. Și am pornit-o pas cu pas din Banat, din extremul vest, înspre nord, înspre centru, în Transilvania, apoi înspre Delta Dunării, într-un proiect chiar în colaborare cu Televiziunea Română de acum 10 ani de zile, pentru a pune în evidență viața grea a oamenilor deltei din acea vreme și din vremurile de acum. Așa că Maramureș, fiind prima mea iubire în domeniul fotografiei, visam de pe atunci să am o fată. La început îmi doream doar un copil, o fată, pe care o să cheme Mara. Mai apoi s-a întâmplat să o cunosc pe Alina, pentru prima oară când am mers la Iași. Alina, parcă ți-e tablou. Alina este o fată minunată, cu minte și sensibilă, pe care am găsit-o, ne-am potrivit foarte bine, ne-am căsătorit. După un an de zile a apărut fetița pe care eu visam. Bineînțeles că se numește Mara. După încă vreo 4 ani și ceva a mai apărut un copil, a apărut un băiețel și s-a potrivit foarte bine și acest nume să completeze Maramureșul. Așa că acum am doi copii, o fată și un băiat, care se numesc Mara. Să vă trăiască! Și acum vine o voce, vine o voce dinspre economia de piață și zice, mă, dar omul ăsta din ce trăiește? Că din poze prea mulți bani nu cred. Doar nu puneți pe frumusețea aceea de nevastă să muncească și noastră mergeți și faceți poze și vă bucurați de ele. Păi, la început întrebare pragmatică. E foarte pragmatică, dar e potrivită. La început este foarte greu. O perioadă am fost și profesor în acea școală din Chievereșul Mare, din Câmpia Bărățeană, vreo 3 ani de zile, dar fotografiile mele încet, încet au fost băgate în seamă. Bineînțeles că ziua de azi e mai ușor să comunici, să te promovezi, având la îndemână mediile virtuale, avem la îndemână internetul. Deci de unde vin banii? Concret! Și încet, încet am început să iau premii, am început să am interviuri prin reviste, am început să am interviuri și la televiziuni, am avut propuneri de colaborări cu diferite instituții. Mitropolia Banatului, de exemplu, mi-a cerut acum 12 ani să ilustrez cele 25 de biserici de lemn patrimoniu care se află în județul Timiș. Apoi Televiziunea Română m-a rugat, văzând dragostea mea pentru satul românesc, să-i ajut în proiectul Oamenii Deltei. Și uite, încet, încet, încet m-am făcut cunoscut, bineînțeles, cum am mai spus, profitând de impactul internetului și a rețelelor de socializare care au fost și sunt și în ziua de astăzi. Și încet, încet mi-am dat seama că pot face mai mult decât să trimit fotografii la concursuri și să particip doar la unele proiecte. Am văzut că sunt foarte urmărit. Mă întreabă lumea și atunci am început să organizez deja de 10 ani de zile workshop-uri de fotografie, cum sunt denumite ele, în toate zonele țării. Și uite că de 10 ani de zile fac 1, 2, 3 workshop-uri în fiecare lună a anului, în diverse zone, în funcție de anotimp. Și vin oameni din țară, dar în ultima vreme au început să vină foarte mulți străini, pentru că și ei de departe, de acolo, văd cât de frumoasă e țara asta. Și uite că încet, încet poate trăi și din fotografierea satului românesc. Apropo de... Vă aplaudăm cu sinceritate. Apropo de, de satul românesc, eu, datorită acestei relocări în România, mi-am redescoperit țara și sunt fascinat să călătoresc foarte mult. Noi n-am fost, cred că în ultimii 4-5 ani, deloc nu am în vacanțe în afara țării. Am fost foarte preocupat să le arăt copiilor, ca să arăt jumătate români, cât de frumoasă este țara și sunt niște locuri absolut superbe. Deci ai luat-o pozele... de la zero cu România, cu cunoașterea țării. Da. Eu sunt curioasă dacă se câștigă mai bine ca instructor de sauna decât ca jurist, domnule Sebastian Borleștean. Întâi de toate, instructor de sauna, încă nu știu dacă putem să spunem, mai degrabă traducerea directă, maestru de sauna. Maestru de sauna. Pentru că vine din limba germană, sauna meister este o meserie care s-a încetățenit, mai ales în Austria, în zona turistică. Să zic că se câștigă bine. Deocamdată pune pe masă. Probabil că ținta mea este pe undeva tot așa, să învăț pe alții să fac același lucru pe care îl fac eu. Dar de ce v-ați făcut jurist? Că asta e prima întrebare. Doi părinți juriști. Dar n-a fost prima opțiune, deci, pentru că prima facultate a fost de inginerie de construcții de drumuri. Am lăsat-o după 3 ani. După aia am făcut toate. Nu vă închipuiți, de la paznic de noapte, șef de recepție, orice. Era o contravizată, părinții te-au împins înspre... Niciodată. Drept, niciodată. Dreptul l-am făcut liber. În momentul în care tatăl meu s-a lăsat, a fost magistrat 40 de ani,
a deschis cabinetul de avocatură și am zis că ok, trebuie să fac dreptul, o meserie sigură. Am lucrat cu el 5 sau 6 ani. Ați câștigat bine, bănuiesc? Suficient, pentru da. Niciodată n-am fost unii de un să zic că am vrut să fac averi. Niciodată. Să avem pe masă, să avem de ce avem nevoie, să avem de călătorit. Acum, noi tot rulăm aici imagini din sauna. Dumneavoastră vorbiți de meseria de jurist. Noi arătăm complicat. Cum ați ajuns acolo? Deci de unde până unde? Că mi se pare iarăși o distanță enormă. Tot așa, bine spunea domnul Claudiu, absolut întâmplător. Primul copil în a doua căsătorie a fost o poveste lungă de 10 ani, fertilizare in vitro, 7 ani făcut în Ungaria și acolo, după fiecare înseminare, n-aveam ce face. Strandul era aproape, mergeam noaptea la strand, noaptea după amiază și acolo am dat de ceea ce vedeți dumneavoastră. Și la ultima, care a avut și succes, ultima seminare, am aflat că este o meserie, există școală, am făcut școală și am zis, poate în viitor o să-mi folosească. Dar aici vine întâmplarea, marea întâmplare. Aveam clienți la cabinetul de avocatură, acvaparcul de la noi din Satu Mare, care, într-o zi, mergeam la curs, de Brețenul la 130 de km de Satu Mare. M-au întrebat, nu bem o cafea? Nu, că mă grăbesc la curs. Dar ce curs faci? E maestru de saună. Serios? Peste o lună inaugurăm o saună pentru show. Atunci am zis, hai să încercăm. După două săptămâni fără contract am încercat. După două săptămâni, absolut, hai să-i dăm bătaie. Și după un an de zile, tata la 77 de ani și-a închis cabinetul de avocatură. Și sunteți singurul maestru de saună din România, dacă nu mă înșel. Da. Nu există meseria asta în România. Asta am vrut să spun, că foarte greu se pune o meserie necunoscută. O să înceapă România în schimbare după 45 de ani de comunism. Este, România are 28 de anișori. Atât, 28. Așa sunt mentalități vechi, sunt frustrări care se manifestă acum. Educația a fost de altă natură și orientată spre toți de un nivel. Rectorul Facultății de Arte Plastice a fost la un moment dat în balcon și erau oamenii care manifestau anticomunism și așa trebuie să fie. Gata! Eject! Și a spus la un moment dat, comunismul nu este o idee greșită. În anii 90 în balcon. Îți dai seama, 10.000, 20.000 de oameni. După care a spus, stop, că n-am terminat, s-a făcut liniște. Numai că va face întotdeauna o greșeală. De la fel de multă apă la bambuș ca și la cactus. Așa, corect. Și aici s-a vorbit despre destine, creativitate, întâmplare, îmbrățișare și totul în regiment. În regiment, tovarăși. Am ajuns la finalul emisiunii. Iată ce repede se duc emisiunile care au invitați deosebiți. Aș vrea pe final, exact cum i-am rugat și pe invitații de ieri, pe Melania Medeleanu și pe Dragoș Anastasiu, să le adresați un îndemn celor care și-ar dori o schimbare în viața lor, dar parcă n-au suficient curaj să o facă, n-au susținerea celor dragi. Urmează-ți visul, nu-ți fie teamă de nimic, pentru că ne-am născut dezbrăcați, fără haine, fără averi, fără bijuterii. Așa deci vom și pleca. Și așa vom și pleca. N-ai ce pierde până la urmă, nimic în plus, nimic în minus. Mergi înainte și întotdeauna sper ca toată lumea să reușească să-și găsească menirea. Pentru că atunci ești fericit. Dacă faci ceea ce ți-ai dorit, ceea ce te face să te simți bine, eu cel puțin nu simt că muncesc. Mulțumesc. Uite ce flori frumoase ți-o oferim pentru le merit, nu? Concluzie filozofică. Ce drăguț, mersi, băi, sunt superbe. Oriunde în lume. Vai, ce frumoase sunt, mersi mult. Obi, sfatul tău? Viața, cred eu, este mult prea scurtă să nu încercăm să o luăm de la capăt, să nu încercăm să fim un pic aventurieri, să, din nimic nu vine nimic, oameni curajoși care ne-au dat niște exemple extraordinare și eu cred că nu are nimeni absolut nimic de pierdut să încerce un vis pe care îl are sau să încerce altceva decât zona de confort în care este. Nu riști, nu câștigi, nu? Nu riști, nu câștigi. Claudiu, noi ne revedem cu telespectatorii noștri mâine la Facebook Pro și Contra. Continuăm într-un fel o dezbatere, așa, da? Ducem în continuare. Da. Ei, hai să începem și noi de la zero învățarea limbii norvegiene. Ce zici? Ne dai prima lecție? Ne cânți ceva în norvegiană? Eu vă cânt cu mare drag, dar da? Dacă nu înțelegeți, să nu săriți pe mine. O să ne spui după emisiune despre ce a fost melodia. Sponsorii emisiunii vă mulțumim tuturor pentru participare, inclusiv în calitate de telespectatori. Mulțumim de întâlnire. We'll be right back.
Deva sună gal, deva la tren, deva sal, deva somă fri, deva șu, o maghi, deva dai o deva mai, deva mene su mai vindu, deva eri hit, o en su so farga, himer en rö, deva rö, deva sena hu, deva somă, deva su, deva iateri bran, Likstil van og alt på denne jul, og det var kjærlighet. Oh, oh, oh. Ja, det var kjærlighet. Ja, det var kjærlighet. Mm. Sommer var på hel, dette var siste kveld. Vi la på ryg, jeg følger med ty, men frøs dit likevel. Vi lå så på stjernene, håpet på sanget fra ternene. Hvis vi begge, hvordan det var, og aldri hadde skulle glemme, hvordan det var, og det var ånd. Ved lysene, det var sommer, det var sol, det var hjertet i brand, blikk stille vann, og alt på denne jul. Oh, 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 det var kjærlighet. Mm, det var kjærlighet. Det var kjærlighet. Blant det alle husen. Det var hjertet i brand, blikstille vann, og alt på denne jul. Og det var kjærlighet. Oh, para himmel und rød, der vang til varme sjø, minnene blir aldri død, hey du, ja det var minnene blir aldri død, sol para himmel und rød, der vang til varme sjø, hey du, ja det var kjærlighet. Ja, det var kjærlighet. Ja, det var kjærlighet.